Bună dimineața, stimați ascultători! Mulți dintre noi cred că un om de afaceri neapărat provine dintr-o familie bogată. Dar astăzi o să vedem contrariul. Vorbim despre o istorie de viață a lui Vadim Țurcanu, antreprenor și producătorul programului Uncage. Eu te salut și hai să începem dialogul nostru cu. O reiterare la interviul pe care l-ai mai avut tu și unde ziceai că, de fapt, calea ta a început de la o lipsă de surse financiare și ai plecat peste hotare. Spune-ne, te rog, cum tu ai ajuns, totuși, să devii un director a unei afaceri imobiliare? Ok. Um... Aș spune, în primul rând, calea mea, depinde care, care dintre căi, de ce că calea mea spre Mare Britanie și prin prima etapă a vieții, cumva prima etapă a descoperirii mele, în oarecare măsură, atunci da, ea s-a început cu plecarea aceea din Moldova. Dar cred că calea unui un nivel mai înalt, în oarecare măsură, spiritual, emoțional și, și fizic, a început după în, în etapa când am început uh, s, uh, cu, uh, am început proiectul uncei uh, de dezvoltare personală, uh, atunci când am parte ce am uh, am lăsat uh, meseria de director al unei companii de imobiliare. Dar să revin la întrebarea uh, la prima etapă. La, la prima etapă uh, am E, eram mă, din necesitate, în oarecare măsură. E, noi, cât, noi avem timp, da? Pot să, spunul să, să spun o de pe istorie sau. Da? Da, da. Uite, am venit în, în Marea Britanie cu gândul că a vin și totul, a schimbi totul. Dar mi-am dat seama că eu, partea, adică, locația geografică s-a, schimbat, dar eu tot a rămas același și cumva nu se făcea, nu, nu era așa cum m-am așteptat și cum am, am, eu am nimerit la, la închisoare, făcând uh, lucruri în, în, prima dată am vrut să eram ilegal acolo și am nimerit la închisoare ilegal, de ce că eram ilegal și a doua oară m-am apucat de, 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 de uh, lucruri care eventual m-au adus la la închisoare, dar momentul în care m-a care afectat cel mai mult este că eram deja într-o relație și, și fata, fosta mea soție, era, era gravidă în acel moment. Și eu fiind în închisoare, bani nu aveam. zic ce aici s-a terminat toată călătoria mea, tot visurile mele, că sunt închis, nu am bani, nu am conexii, nu am limba, limba engleză și soția pe atunci era la afară, era gravidă și nu știam, nu, nu știam ce se întâmple. de ce că ea trebuia să dea naștere, dar la ea tot se termina viza, se finisa și ea nu, nu era clar ce să facem, eu nu era clar când a să ies și cum a să ies și asta m-a m, -a, m -a împins cumva toată situația, stresul și la depresie care eram eu acolo, m-am împins să mă descoper, să mă uit cumva la altă o experiență, cei care o simțeam acolo. Am fost inspirat ca atare de un, de film, se numește Hurricane, în care persoana a fost condamnată pe viață, pe, nedrept și a scris carte și eventual cartea aceea, peste mulți ani, o găsit-o cineva și l a scos din soare. Și cum asta m-a inspirat să încep a citi, să scriu, și acolo am început să scriu prima, Prima mea carte pe cont propriu, care este la moment și în limba română, se vinde în librăriile din, din Moldova și România. Atunci acolo, acolo am început să scriu. Și am început să descoper și să realizez că, stai, că mintea mea și viziunea mea era foarte îngustă și cu fiecare carte citită vedeam și mai mare, viziunea se lărgea și mai mult și mai mult. Și uh, cu păreri de bine am fost eliberat acolo și am decis, ne-am promis că nu am să mai meresc încă o dată la închisoare și să-mi fac lucrurile diferite, de ce? Că uite câte posibilități sunt. Și, uh, și să fiu cu feciorul meu, cu copilul meu. Și asta cumva m-a pornit pe, un, pe o cale de dezvoltare, mă la seminarii, la cursuri diferite și acum -am, am întâlnit cu, cu o persoană cu care am început afacerea afacerea foarte simplă, era un, un proiect simplu, o afacere foarte simplă, dar în care am depus foarte mult efort și dedicație și în timp de șapte ani aveam, a, a crescut într-o companie destul de mare, cu un venit destul de mare și un venit destul pe care eu nu îl nu așteptam și nici nu îl am pe atunci să am așa venit și 30 de oameni din companie și, 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 și așa mai departe. Iată, asta eu nu știu pe cât am, am fost de clar sau pe cât am spus, de răspuns, dar a, cam așa am ajuns eu. Să... Și câte apartamente tu dețineai pe atunci? Noi, noi le gestionam, adică aveam peste 70 de apartamente pe care le gestionam și, ho, și un hotel, adică, adică, adică 30 ceva de camere, adică noi gestionam clădiri de apartamente și, 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 și hotel. Uh, tam, cam asta era afacerea. Așa, și etă, să luăm uh, o situație foarte simplă. Un om care ajunge din Republica Moldova, unde nu i ajungeau bani pentru supraviețuire, ajunge prin uh, situații complicate să se ridice la un nivel foarte înalt de trai. La un moment dat, zice că, uite, nu începe o altă afacere, ci ține de spiritualitate. Cum a ajuns Vadim Țurcanu să devină un om care vorbește oamenilor nu despre bani și despre venituri, ci despre suflet și dezvoltare? Uh, ok, da, iată asta. Da, aici este un moment destul de. Uh care nici eu nu, nu, nu l-am așteptat, dar cred că aș vrea să revin un pic, dacă nu ai voie, Emilia, adică. să, să, revin puțin la, la, cum am devenit. Eu cred că cel mai mare aspect care ne-a ajutat să, să, creștem ca afaceri, dacă revenim puțin la afacerea aceea, a fost momentul că noi când ne-am deschis, am deschis un oficiu în centrul Londrei, am deschis ca un fel de oficiu de imobiliare, da? adică și dar nu, noi nu știam cum, ce fel de licență avem nevoie, ce fel de uh, uh, lucruri de care formale, care erau nevoie să, să scăznuce așa afacere. Și, foarte rapid s-a apropiat unul dintre directorii uh, regionali a unei uh, companii mari de imobiliare în, acolo în zonă, s-a apropiat și, și, mi-a spus ce faci voi aici, cowboyilor. V-ați pornit, noi aveți licența asta, nu aveți. Iată, în deopște, în la oficiu, nu vostru, nu este nimeni, numai o masă și voi doi stați cu laptop. Ce ce faci voi aici? Și el și-a pus ca, ca scop să închidă, să închidă, să închidă afacerea noastră. Și trimite oficiul de diferite oficii, diferite formale, care le trimite, deși noi nu avem ceva, și, el, și, noi, și, ei când veneau, noi îndată fă, făceam ceea ce ei spuneau să fac, adică motivul cel care, pentru care, de, de exemplu, nu avem licență de, de operație, operare, noi îndată făceam acea licență. Și se primește că în timp de un an, stres și cealaltă, noi ne, ne nervam pe el că, că să ne închidă și noi de, de, noi, noi de, de pace. Dar, dar, după asta, după un an, ne-a dat seama că acest om vrăjmaș, care noi îl numeam, care vrea să ne închidă, ne-a dat cel mai bun curs de dezvoltare și de cunoaștere cum să faci afacerea aceasta. Și noi avem tot ce avem nevoie pe un an, de, pentru a opera această afacere și exact datorită acestui om care vrea să ne să ne pui piedici. Dar a venit, cred că, într-o formă, altă formă, a venit să ne vieți. Eu cred că... De din greșeli. Din greșeli, exact, exact. Iată, a, așa a fost începutul, a, și, a, dar, dar, foarte rapid, și mi-aduc aminte, Emilia, așa un moment când am intrat, când am deschis deja afacerea ce, când a venit soție mea, soție lui, a, să ne ajută să facem ordine în acel oficiu, în inspirație, iată, avem, am, am început o afacere și peste șapte ani, cumva, era ca să-ți dau o perspectivă de ce am început eu acea afacere de, de spiritualitate în, în domeniul spiritual și dezvoltare personală, în uh, în începutul celălalt și și peste șapte ani, mulți oameni, mult venit, noi mașini, mașini luxoase, stă, stăteam prin barul din de, de, lux în, în, în centrul Londrei, n-aș spune că stătiem, dar că atare ne, mă pierdem acolo. De deci, ce ce mi-am dat seama că m-am depărtat foarte tare de, 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 soția mea, de, de meu. M -am, m -am, atât de mult m-am focusat să fiu în afaceri, să o fac, să o realizez, a, să o stabilesc, că i-am respins, m-am depărtat de ei și i-am respins într-adevăr. Și eram supărat pe ei că ei încercau să, să, mă aduc acasă, dar eu aveam de lucru și atât toată asta am simțeam cu toată bogăția asta materială pe care o aveam în, 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 în cum am suflet era gol. Era gol pe care gol pe care eu încercam să l astup cu ceva, cu uh, anumite relații, cu anumite deja de, avem relații într-o parte, da, cu altele, cu alte fete, uh, Aveam alcool, eram și, și în droguri, mă trezeam cu cu zile întregi stăteam în uh, Trăiască doar, doar, doar cu uh, alcool Vici, și toată... Cum? Cu vicii. Cu vicii, da. Și, doar... Vici. Vici. Vici, da. și mi-am dat seama că dacă nu mă opresc, este doar, uh, nu este un sfârșit bun aici. Uh, am pierdut, ca tare, recent, am pierdut un, un prieten care a fost, care mi-am dat seama că dacă eu nu mă opream, nu, nu, eram și eu acolo care s-a a, a murit. de era foarte, un băiat foarte de succes în, în, afaceri, dar cred că era și el simțea înăuntru, așa cum mă simțeam eu, că a murit de, de, droguri recent. Și asta m-a afectat foarte mult știind uh, așa persoană bună și, uh, și de succes genial în, în afaceri. Uh, S-a pierdut din privință la așa, la așa și mi-a dat seama că, că important de menținut ceea ce fac acum. Uh, și iată, închei experiențele care noi acum le împart, le împart, și cu alt și cu lumea din închei, cu și cu lumea, uh, mi-au mi dat o perspectivă, mi-au dat posibilitatea să, să, ies din acel cerc vicios în care mă pierdeam și mi-am recapătat, -am, mi -am re care m-au ajutat să-mi recapăt direcția, claritatea unde sunt, o, o dragoste, o de asta emoțională. Și o activitate care mă inspiră și care sunt uh, foarte satisfăcut să o conduc. Cam așa. Vedem, spune ne te rog, în ce constă uh, o alt fel de afacere pentru tine, care se numește cage? În ce constă acest retreat pe care tu îl organizezi pentru beneficiarii tăi? Uh, uite, eu îl descoper ca tare, ca afacere. De ce Că, că. Uh, Cunosc foarte bine cum se conduce o afaceri, cunosc foarte bine ce gestionează afaceri, dar mi-am dat seama că este nevoie de timp. Este nevoie de timp, de ce? Că este ceva... Relativ nou. For, uh, oamenii nu sunt destul de cunoscuți cu, a, cu, cu acest lucru, mai ales oamenii pe care noi servim prin afacerea noastră, vorbitorii de limba română, cu toate că acum, mai, mai recent, a devenit mai, mai, un pic mai cunoscut materialele astea sau lucrurile pe care noi uh, le dăm, dar uh, totuși încă este un, e, e, nu e într atât de primit ca și cum ar fi, ca o face uh, general, uh, da? e, generic, adică de.

cum să, să, să înveți persoanele cum să meditezi totodată, da? E, e, este eficient. Și acest, aceste experiențe, care, care le facem și on, online, și online dar retreaturile sunt experiențe practice în care, nu informativ, dar experiențial, noi facem ne conectăm cu sine, adică persoanele poate să-și să găsească calea. Că e una când eu Exemplu, pot să spun ceva care, pe care cred să dau un răspuns, de exemplu, da, Emile, de exemplu, ții. Dar ce știu eu? Eu, eu pot să știu, eu văd lumea dintr-o perspectivă care noi fiecare avem o perspectivă a noastră. Nu poate să știe nimeni exact care este răspunsul pentru noi, ce este mai bine pentru noi decât doar noi singuri. Și plecând și, și pășând într-o experiență uh, specială, direcționată ca să te cu sine profund, observi, foarte bine că răspunsurile tu le ai și sunt foarte clar ce să faci. Și atât, în, în, sesiuni, în experiențele de retreat, weekendul transformațional, noi dăm posibilitatea ca persoana să, să, să facă cunoștință cu puterea sa, să, să, puterea care sau claritatea în, în, în ce trebuie să faci. Conectarea cu sine, precum, știți când, când eram copii, când era foarte clar, când eram să-ți făcut cu ceea ce, ce suntem, când eram uh, inspirați de lucruri și le făceam, și posibil, ok, pentru unii uh, erau era că asta nu, nu te ajută, duci și învață sau la altceva, dar iată să reconectăm cu acea inspirație, cu acea uh, dorință și cu acea forță un, uh, undeva. Și îmi pare bine că uh, suntem mulți bărbați, des erau, femeile erau mai, 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 mai percep mai bine acest lucru. Deci ei, ei, sunt mai conectați, spiritual, emoțional, dar mă bucur foarte mult că avem mulți, foarte mulți bărbați, mai ales în diaspora, care totodată de descoperă că este nevoie de ghidare pe care noi am pierdut-o în, aspect, în sistemul nostru social. Cred că am pierdut foarte mult conexiune dintre ce este să fii bărbat? Ce este să fii un uh, soț, un fecior, un tată? Cum, cum este să fii un, 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 tată bun, de exemplu? Iată, informația asta nu este destul de comunicată și nu, este, nu se comunică pe lucrurile astea, dar care, dar care ne afectează viața la general. Este aici, știi, o confuzie pentru mulți oameni. De exemplu, cuvântul retreat, el vine din limba engleză. Dar dacă da. să îl explicăm pentru ascultătorii noștri în niște cuvinte mai simple. Uite, apelez la Vadim Țurcanu și la Ancage. De ce? Pentru ce aș face-o? Uh -huh. Uite, în sine este o experiență de șapte zile. ca un fel de vacanță activă, vacanță de detașare de la de la viața normală pe care este și fără telefon, fără nu, nu, acasă, departe de, de, parte de obicei toate, iată, acolo și într-un proces doar cu tine, cu un proces special care ești ghidat să descoperi uh, care e calea ta, cine ești mai, mai profund, de unde vin problemele tale, da? S Așa mai departe. Iată, asta este retreat. Uh, dar dacă privește anchei în sine, este uh, noi la moment este pe Platformă, este o, o traiectorie și experiențe speciale pentru a te conecta cu sine și cu alții, la un nivel mai profund. Adică sunt închipuți, imaginează-ți că, știți, nu știu dacă te, te simțiți, cu siguranță ne-am simțit cu toții câteodată într-o ambianță care nu suntem înțeleși, da, în care nu, nu putem cumva destul de liber să vorbim despre niște lucruri care sunt foarte a noastră proprii, adânci, da? niște motive, niște scopuri posibil. Iată, în în, în comunitatea anchege, adică la, la sesiunile cele, așa, așa, ceva nu este. Și simți cu cine, că ești alături, poți vorbi, ori, poți discuta lucrurile care te inspiră, care te deranjează și ei, ai susținerea asta și oamenii vorbesc, sunt, sunt, toți la același vibrație, același nivel de percepții și aceleși scopuri, doresc să, să descopere și simți ca, ca un fel de înțeles sau înțeleasă. Și atât, vii vi la încheci ca să te descoperi, ca să descoperi calea ta, care este mai mai bună. Descoperi posibil cum să faci pace cu părinții, cu soț, soțul sau cu soția. Să descoperi ce să faci cu tine ca să treci de anumită barieră care o, 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 o simți tu în creșterea ta sau în relațiile. Mulți oameni sunt care în relații nu, pur și simplu nu se pot face uh, să avea o relație. Deci e că au fost afectat percepția lor față de lume în, în general de anumite experiențe trecute în, în familie posibil sau niște experiențe uh, în, în, din, din copilărie, de exemplu. Și este nevoie de făcut uh, și, și, cumva te într-un cerc, nu poți să avea o relație sau nu poți crește de anumit nivel financiar. Și iată, uh, nu vorbim despre... La închei nu, 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 primești atâta, indicații ce pagini de Facebook să faci, cum să gestionezi afacerile și așa mai departe, dar să-ți găsești, să găsești răspunsurile, faci schimbări la nivel uh, profund, uh, ad adânc, la nivel de cum te gândești tu, ca apoi să iei decizii diferite. Uh, eu nu știu, aș vrea să dau un exemplu. Un exemplu care dă de foarte des uh, despre cum lucrează acest lucru, da? Uite, uh, eu fac un exercițiu mic uh, la, la, la experiențe la, la noastre care le facem în Moldova, în Londra, în Paris, uh, când cu sală. De exemplu, facem un eveniment și în sală sunt, de exemplu, o ceva de oameni or, 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 oricâți acolo și uh, eu chem pe cineva în, 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 în scenă și își întreb uite, uh, rog persoana să aduc ceva da? din sală și persoana să duce și aduce ceva din sală, ceea ce găsește da? și aduce. Ok, super, mulțumesc. Apoi îi zic, uite, okay, îți mai dau o indicație. Uite, te rog, în sală se găsește o persoană pe care o numește Alina. Cine, Alina ia pixul de la ea, de ea la de mână de la ea, să se-l de ei mână, fără să se-l transmită. Ok, și persoana ce face? Întreabă, este cineva în sală Alina? Cineva ridică mână. Ok, ai pix, da. Îți duci spre ea, dă niște scaune într-o parte, roagă niște oameni să dea niște scaune într-o parte, să ajungă până la, la, Alina să ia pixul și aduce pixul. Și acum, uite, persoana e, și care este lecția? S-a schimbat ceva foarte profund și s-a schimbat tot. De exemplu, în, în primul rând, a, a apărut scopul clar al persoană. Că este nevoie să scaut pe Alina. Din moment când a apărut scopul, nu că i-a apărut persoanei curaj sau ceva, a apărut, pur și simplu i-a apărut scopul și persoana a început să, să chiar să, să deranjeze pe alți oameni, să dă scaune într-o parte, când, când nu era un scop, doar adă orși ce, persoana s-a, cumva, s-a uitat să nu deranjeze pe cineva, să, să, iei, să iei ceva care nu încurc, care e posibil să nu deranjeze pe nimeni, da? să-l aducă. Și atâta. așa noi trăim, ni, dacă nu schimbăm anumite lucruri, noi ne gândim că nu avem destul Motivație, nu, la nivel de relații nu avem un scop și ceva, la nivel de uh, misiuni, de la nivel de, de lucru. Și iată, neavând scopul acesta, cumva ne percepem ca niște oameni posibil slabi sau lenoși sau uh, nu, uh, nu, nu putem să comunicăm și așa mai departe. Dar asta nu este o problemă. Problema este cu univa profund, nu suntem clar cine suntem noi și ce este ce putem noi face în această lume, pentru sine, pentru alții. Da? Și iată, asta, schimbând aceste, ajustând puțin lucrurile astea, Uh, schimbă tot. Schimbi tu care într-o persoană care într-adevăr fără să gândească, pur și simplu ceri, pur și simplu deranjezi oamenii, pur și simplu îți faci loc ca așa, să treci să ajungi acolo unde ești. Da? Și, iată, asta e puternic. Asta este un, un super... Bineînțeles că apoi un alții care le dă, de exemplu, nu, 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 nu în dar alții învață pe oameni cum să faci, nu știi, cum să calculezi, gestionezi banii, așa mai departe, reclamă, așa mai departe, dar Uh, dar mai întâi, la prima etapă, trebuie conectat, de înțeles, cine ești tu și unde tu vrei să te duci. Iată asta uh, se lucrează la încheiți. Bun exemplu ăsta cu lucrurile care îi uh, le zici, a, ceva din, din, apropiere. Și omul, da, cum ai zis tu, el, el se mulțumește cu ceea ce este așa pus undeva, el nu se gândește, da, îmi trebuie, nu mi trebuie, este scopul meu. Um, și, într-adevăr, cât de important este ca noi să avem un scop în viață. Vadim, dar zinit, te rog nouă să ne fie mai clar. Um, tu ești cel care a fondat Anchay, dar mai este cineva din echipa ta, mentorii uh, acestui program? Cine sunt ei? Spune-ne și despre colegii tăi. Uh, uite, sunt fericiți și binecuvântat să am uh, niște oameni. Pe care îi respect și mulțumesc din suflet, care au făcut ca acest proiect să și sunt alături, ca acest proiect să continui să activeze. Este Ana Daud care a fost la, la cumva la formarea, mi-a ajutat foarte mult la, la formarea proiectului, procesului în a experiențelor și îndeună este alături de mine și ca soție totodată. Și Alexei Pripiliță care este un sport extraordinar, care a fost inițial la prima, de la primul eveniment pe care l-am organizat în formatul Cage în anul 2017, la sfârșitul anului 2017, și până, de atâția ani până acum, a fost, nu a fost, mai tine, mi se pare că niciun eveniment, dacă au fost două evenimente sau experiențe care e, la care nu a fost. Și trei ani el a fost cu noi, s-a dezvoltat el alături uh, și apoi a devenit și partener. Uh, acum el conduce sesiunile de, de networking, adică ajută pe persoane cum să comunice efectiv, cum să facă co conexiuni cu alți oameni care nu-i cunosc uh, eficient, uh, cum să vorbească și așa mai departe. Avem sesiuni de networking unde oamenii să învață să, să se prezinte, să învață să vorbească ca un fel în, în, în public și să învață și să fac uh, relații, să fac conexiuni uh, cu alții eficient. Și iată, Alexei este al treilea stâlp al acestui proiect care uh, îl conducem uh, cu mare drag și cu inspirații și văzând, urmărind uh, rezultatele mie, membrilor și schimbări de vieți și într-adevăr este o binecuvântare să fim parți să, să, da, să avem așa cadou de la Dumnezeu de la Univers ca să conducem să facem așa ceva A. Frumos spus. <laughs> Vadim, dar pentru noi este curios prin ce metode oamenii te pot să aibă un succes în calea lor de devenire ca personalități. Ce faceți pe lângă meditații? Adică ceva practic? În ce constă asta? Uh, meditații este un aspect cum... cum... Ce meditație? Noi învățăm persoanele cum să mediteze. Că noi suntem din Moldova. Uh, și vorbitorii de limba română, noi nu, nu prea avem în cultură uh, practica asta de meditație. Și meditația, uh, mai mult sunt cunoscute, adică vine din, din Tibet, din, uh, din India antică, da? care e uh, foarte, foarte de mult, zeci, zeci de mii de ani. Și este o practică care uh, e extrem de eficientă. Când, dacă vrei să vorbești, dacă vrei să te înțelegi pe tine mai bine, să vezi o claritate, să poți echilibra emoțiile, să poți să ține mâini, să te poți gestiona, să gestionezi emoțiile și gândurile, uh, se zice că rugăciunea este când vorbești cu Dumnezeu, dar meditația când Dumnezeu cu tine vorbește. Iată, uh, cam în modul ăsta și uh, să înveți cum să meditezi este, este super necesar, de ce că mare parte persoanelor care meditează Uh, cumva meditează um, cumva ca și cum ar fi în clasa 3 -a și au nimerit la o lecție de clasa 7 -a, de exemplu, da? meditează, au luat de la un maestru meditație și o urmează și a, așa, asta dar ei, eu doar parțial foarte puțin eficiența acestei meditații ca și ca să, dar ca să în vieți cum să și fiind că nu este parte din cultura noastră, este nevoie ca un fel să ne antrenăm anumiți mușchișori mentali ca să o, o, facem. Și asta este un lucru extrem de benefic să înveți cum se și să meditezi. Asta e una. Dar a doua lucruri practice am vedere și cum, afectează, cum ne afectează viața practic. Uite, îți dau un exemplu. Noi ce ajutăm, ajutăm ca persoana să, prin experiență, să-și dă seama unde nu gândești posibil corect, unde a fost influențat prea mult de modul în care posibil părinții erau, modul posibil cum, cum vedea el ori ea purtarea părinților. Da? Începând de, la, exact. de acolo și iată percepția asta față de viață, care eu o numesc percepția primii lume, adică prima lume, șapte ani de acasă, noi învățăm, noi vedem familia noastră, cum activează și rolul meu în familie, a fiecare copil, da? El vede și el cumva îl aduce acea percepție în lumea, în lumea asta mare, a doua lume, da? În care el deja, în maturitate, persoana cumva și vede, undeva îl influențează partea asta, că pe mine, undeva, dacă a fost e, abuzat, de exemplu, da? Cumva el simte că el este abuzat de sistem, de alte lucruri. Dacă a fost, eh, dacă în relații la părinți, cumva nu era respect și nu era destul comunicare, cumva el cu mimică acele, acele purtări, da? Sau, sau și iau o percepție de victimă, sau și iau o percepție de abuzor, adică vrea să schimbe, să i schimbe pe toți și așa, mai departe. Și prin asta, asta îi direct, îi afectează deciziile ce dorești să facă, ce, ce crede că merită să să, 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 aibă la nivel de relații, la nivel de afaceri, la nivel de activitatea sa, da? Și, uh, uh, iată, alegerile este um, scopurile, visurile sale, nici, nici, nu îți dă seama că el poate să devii, de exemplu, poate cânta, de un exemplu, poate cânta la gitară, de exemplu, și ești foarte bine, dar niciodată nici nu se încearcă, nici nu îndrăznește să imagineze că poate deveni asta un, un venit colosal sau să fie foarte popular, de exemplu, să fie la un nivel super înalt. Așteaptă ca cineva să să-i dai voie, să-i și așa mai departe și super când vede când el face și nu-i vine nimic. Și iată toate percepțiile astea, nici ne afectează deciziile zilnice și percepția față de lume. Și iată, asta este, este, este tot, de cum e viața noastră. Și mai ales, luând în considerație structura, sistemul la moment, nu că intenționat, dar cumva neintenționat, noi avem lipsă de, de etapa asta de maturizare. Da? Înainte era Începând chiar și, și acum, în multe uh, locuri unde încă, rest nativii au, au ceremonii anumite, da? Cineva ucid un leu acolo și devine bărbat. Asta. Înainte era la noi băiații la armate, fetele erau la, la, la uh, mănăstirii, Da, mănăstiri, fel erau niște tradiții care cumva dădeau, uh, făceau diferența și erau un fel de ușă dintre copil și matur. Da? da? Și atunci, făcând acele, acei pași, persoana se simțea deja că el, el ori ea, deja eu pot să-mi să, spune, să exprim părerea, eu pot să-mi aleg asta, eu pot să aleg orice. Dar la moment, foarte mulți din cei care eu întâlnesc sau din cei care se interesează sau caut, caut, pe ei sau care sunt uh, apăsați de, de toată viața, sunt cei care nu au bariera asta și nu, nu înțelegi când eu pot să fiu matur sau dacă eu sunt sunt eu matur sau nu și o căutăm în sex sau, sau în, în. să am mai multe relații sexuale sau, sau să fac o afacere mare, atunci cred că eu sunt matur, da? Și, sau, sau ce să, sau, sau să bat pe cineva să fiu matur sau să. ce, ce să fac eu să fiu matur? Să fac sau să fumez sau să fac eu droguri ca să să fac ceva care fac matur să-i arăt și că și eu sunt matur. Cum, cum eu să arăt să si fiu matur? Și atâta, asta și foarte mult, mai ales oamenii, copii copiii care au fost uh, ascultători și așa mai departe, nu se simt, permi, nu, nu simt permisiunea că acum poți spui părerea, acum poți spui uh, cum simt și așa mai departe. Și iată, asta creează foarte mult o blocaj în, în viața, în viața lor. Cei uh, cu ce ci, uh, i, 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 experiențele, procesele astea în anchegi, îi ajută ca să înțeleagă.

s-au acomodat cu definiția de uh, retreat și ce înseamnă însă și programul LANCHEAGE. Uh, și acum, uh, hai să vedem cine este beneficiarul uh, acestui program, uh, care om poate să apeleze la, la tine și la colaboratorii tăi. Doar moldovenii? Pentru că tu acum nu ești în țară și este important să înțelegem pentru cine este predestinat programul. Um. Dacă am, am fost foarte foarte fericit să putem să, să creăm ceva online care este uh, la dispoziția oricărei persoane care vorbește limba română, care poate să mă înțeleagă pe mine, um, de ce e că mare majoritatea a, a experiențelor le eu, dar uh, deci dacă mă înțelege indiferent de unde este localizat, dacă dorești uh, să benefici să benefic de experiențele astea, de beneficiile este care le găsești prin aceste experiențe, de schimbările astea pe care le creează Engage, este binevenit pe platformă. Dar totodată noi conducem experiențe în Londra, în Chișinău, în Spania, retreat și avem și experiențe live și fiind pe platformă, deja întâlnesc, au posibilitatea să întâlnească mulți alții care sunt. Sunt foarte mulți la noi din, Germania, din Franța, Italia, Spania, Anglia, Moldova, mare parte este din, din, din țările astea. Așa. Bine, atunci oamenii știu la cine să apeleze. Iar pe final, ca să ne dai un pic de speranță, aș vrea să te provoc să ne povestești um, o experiență sau două a persoanelor care au beneficiat de uh, acest program ANCHAGE și au avut succes. Ok, wow! În uh, ultimii ani. Uh, patru ani de activitate, am avut onoarea să fiu alături de sute de, de oameni și cred că acei sute de oameni au, au, au influențat prin activitatea lor, după schimbare, și pe alții, adică eu cred că am atins inimile la zeci de mii de oameni deja. Uh, dar hai să iau cu să câteva exemple, să aleg uh, ceva care cred că ar fi mai, mai clare și mai utili pentru oamenii care ne ascultă. Uh, spun ce ce mai inspiră și respect momentul când și aprecierea lui, lui Corina Ciocan, de exemplu, să spunem un exemplu, care Corina acum avea și mereu avea un abilitate și sentiment care să Dispiritualitatea, spiritualitate, avea conexiuni și avea simțea conexiuni. dar nu știa când să fac și avea un, un, vis să fac un blog, un vlog și așa mai departe. Și a fost după a fost la weekend îndată după weekend, după weekend transformațional, a, și a postat prima postare și a, parut, a început să facă videoblog și a, acum este urmărit și conduce a, este un, un, terapeut care ajută oamenii să, a, să a, transforme, să facă o schimbare în viața lor. Și a, ceea ce mă inspiră foarte mult, a, recent am avut un interviu cu ea, și da, și mă bucur că, iată, un om care continuă deja, care își ținea cumva de 5 ani, își ținea acea dorință și nu simțea cumva să, nu simțea momentul să-l fac și după experiență în dată s-a simțit uh, inspirat și, 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 motivat și s simțit puternic destul să facă, să înceapă și ce, ce ce a dus, în, iată acum este un, un, terapeut care ajută alți oameni și asta e super. Asta o parte feminină și o dă, să dau și un exemplu de parte masculină, nu mai vorbesc. De, aici, aici, sunt zeci de exemple când persoana a, a, a cerut mâna unei alte persoane, adică bărbați să au cerut mâna fetei să se căsătorească, au schimbat locul de, de de, de lucru, de muncă și mai departe. A început o afacere foarte des la noi bărbații, mai ales sunt cei care au, au început afacere, Au început tot cei ce își doreau de mult sau au găsit o, o, o colaborare cu alt membru. S-a a, a schimbat și a decis, a, decis să și facă, a, pentru prima dată a spus, a spus că te iubesc părinților săi. A, Și-a dat, seama, și -a avut o, 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 și -a dat seama că părinții mereu aveau și doar nu puteau să se spui cumva, nu, nu era, nu erau deprinși cu această obicei să-i spui că iubesc, dar el simțea toată viața în chipul la doar să-ți închipui la 40 ceva de ani, aproape 50, tu, ai, tu trăiești 40 ceva de ani cu sentimentul că tu nu ești destul, nu ești e, iubit. Și atunci când a, la, la una dintre la la weekend transformațional, a, a, avut conversația cu, cu părinții săi, cu tatăl său și a spus, te iubesc și a avut conversații și eu, eu te-am iubit, mereu te-am iubit. Persoana asta, având trei copii la moment, uh, și-a seama că el nu a spus nici el copiilor să-i iubesc. Și cât el a vrut toată viața să audă aceste cuvinte și în final le-a auzit și acum îi uh, spune și copiilor să-i Și Asta este un vindicare. asta este o... ceva care mă, mă, mă inspiră foarte mult să fac. Um. Mulțumesc pentru mm. acest exemplu. Da. Vadim, îți mulțumesc însă și pentru acest interviu și noi în continuare îți dorim multe puteri și atâta inspirație încât să poți ajuta toți oamenii care vor să beneficieze de ajutorul tău. Stimați ascultători, astăzi am discutat cu Vadim Țurcanu. El este producătorul programului Uncage și el este un om de afaceri. Noi vă dorim în continuare o zi cât se poate de reușită.